Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom vorbi despre unul dintre fructele voastre preferate, despre măr. Mărul este un fruct, alături de prune, de struguri, de pere, de nuci, de gutui, de dovleac și de piersici, merele se întâlnesc foarte des în timp de toamnă. Merele cresc în copac, iar după ce s-au copt, ele sunt culese de oameni. Merele sunt de mai multe culori. Ele pot fi roșii, verzi sau galbene, sau pot avea chiar o combinație dintre aceste culori. Mărul este un fruct rotund. El este rotund ca o farfurie, ca o roată, ca un ceas de perete sau ca o minge. Înainte de a face orice cu mărul, trebuie să-l spălăm. Îl spălăm sub jet de apă rece și apoi lăsăm să se scurgă. Putem să luăm un cuțit și să tăiem coaja mărului. Tăiem coaja mărului dacă vrem să folosim miezul mărului pentru prăjituri sau pentru plăcintă. Altfel, este indicat să mâncăm coaja mărului după ce am spălat mărul, bineînțeles, pentru că în coaja mărului se regăsesc foarte multe vitamine. Dacă tăiem un măr pe din două sau mai multe bucăți, o să observăm în mijloc miezul, iar chiar în mijlocul fructului sunt semințele, sâmburii. Miezul este foarte gustos, are un gust dulce, acrișor și se mănâncă, la fel ca și coaja. Însă sâmburii nu se mănâncă. Sâmburii putem să-i punem în pământ și să-i udăm și va crește, cu mult noroc, un alt pom fructifer. Merele se folosesc în diferite forme. Putem să le mâncăm așa, crude, sau să facem din ele plăcinte. Putem să le punem în cuptor să facem mere coapte. Putem să facem compot din mere, sucul delicios sau delicioasele prăjituri cu mere. Să știți că merele sunt folosite și în alimentația bebelușilor. Părinții fac din mere piure de mere sau le dau pe răzătoare și le combină cu biscuiți și copiii le mănâncă cu mare plăcere. Este bine să mâncăm mere pentru că sunt foarte sănătoase. Copii, vouă vă plac merele? Și ce alte fructe de toamnă vă mai plac vouă, dragi copii?